Salut, am ajuns la un nou episod, eu sunt AXB Gaming, astăzi un nou episod din minunata noastră carieră cu steaua de pe IEFC24. Înainte să începem, uitați de like și subscribe dacă vă place această, dacă vă place această serie și vreți să o continuăm. Da, episodul trecut am ieșit din Champions League, din păcate, asta s-a putut, dar în campionat o ducem bine, suntem la 12 puncte de Rapid, care e pe locul 2, bine, cu un joc în minus, dar nu prea contează. Ideea e că nu prea, campionatul este ca și luat, am putea spune, este în Player of the Month shortlist, este și Stancio aici, care chiar a avut o de asta bună. În inbox, nu știu ce, squad month report, n-are sens, încă mai stăm. Da, nu o să mai jucăm, vezi, mult o să simulăm, jucăm meciul cu Rapid, care vine după meciul ăsta cu Faru. Hai, dăm un kick-off, să vedem și echipa. Pot fi mici schimbări, cum ar fi un Haruț, de exemplu, un Andrade. Nu-l băgăm pe ai cu el, ar că vreau să joc cu el. Schimbăm, intră Nicolas Popescu, Băluță, Mușii și Al Hasan la mijloc. Am dat play match din greșeală, dar dăm pe quick sim. Hai să dăm, rezultatul este 0-0, da, tastenat. Posesie 70% mult peste ei, Rapidul câștigă cuta, dar nu este nicio problemă pentru că sunt 7 puncte între noi și Rapid. Se înjumătățesc, am obținut, vine meciul cu Rapid și cu CFR, dar CFR-ul nu e aici. CFR-ul e pe 6. Match day cu Rapid, hai facem și conferința de presă. Laurențiu Reghecamp e pregătit să mai facă o nouă conferință. Hai, we are ready, nu știu ce. Că e lejer, bă, zic că bate Rapidul. Ar trebui, de fapt. Bun. Hai să vedem și echipa Rapidului și apoi echipa noastră. Echipa Rapidului e Moldovan în poartă, încarnat acolo. Onea, Iacob, Diara, Borza, White the Kate, Pănoiu, Papora, Mani și Funșor. Numai Diara ăla-i nou, restul toți sunt jucători care au mai fost și sezonul trecut la noi, echipa e asta principală, nu vom schimba. Ba, vreau să-l văd pe Gil ăsta, hai cu Gil, acolo că sunt curios ce știe. Da, și îl pun și pe Nicolas Popescu să fie acolo. Play match pe Arena Națională, Steaua Rapid. Lumea a ieșit în stradă, Steaua Rapid umple capitala din nou, bineînțeles. De-ar da Coman așa gol, bine ar fi. Opa. Nu știu ce am făcut. Începe meciul. Teixeira dă lovitura de... Hai pe Olaru. Prinde Horațiu Moldovan. Bă, iar ce dracu cu faulurile ăștia? Iară fault. Nu înțeleg, bă, că nu a fost, jur. N-are cum să dea funșo de acolo, zic eu. Două centrare. Și dă, nu, Pănoiu, farfecă, bară, n-a intrat. Avem noroc, Pănoiu era să dea gol din farfecă, doamne, și ferește am ce am fi trăit aici, să-mi dea mie Pănoiu gol din farfecă. Rapidul este pe noi, Rapidul atacă, e wide, da, ce nu-l suportam pe ăsta când era la Steaua, ce mă bucur că a plecat. Wide din nou. Wide trece și pasează bine la Rahmani, papo, mamă, Rapidul. Pază frumoasă, marchează 1-0, din păcate, și noi trebuie să revenim acum. Olaru. Pasă la Gil, haide. Gil la Teixeira, de la aceasta la Tavi. Hai Tavi, bară, Gil! Nu! Pe lângă, nu se poate, Gil era în fața golului 3. Bună ocazia. E Coman. Coman. Nu ratează Florinel de acolo. Înscriem. Facem 1-1 cu Rapidul. L-avem iară pe Gil. Gil îi pasează lui Darius Olaru. 2-1 Steaua, înscriem și luăm conducerea acum înainte de pauză.
Asta e ce ne doream, mă, să știți că ghilă ăsta îmi place mult. Bă, cred că am să face bună că era acolo ca fundaș stânga, zic eu. E Rahmani aici. Papo. Bă, noi, nu, mă, târnovanule. Bă, ce mă nervează ăsta, că nu apură nimic, bă, nu știu ce face. Îl vând, îmi vând la vară. Ne luăm la revedere de la Ștefan. Capă take și rai două pasă bună lui Coman! Ce farfecă. A încercat Floriner. Colarul la Stanciu. Stanciu întoarce la Octavian. Stanciu apără moldovan în tăte le-a apărat. Nu se poate. Tot a apărat. Hai Teixeira, hai Teixeira. Teixeira pe lângă. E timpul pentru niște schimbări. Teixeira nu e în ziua lui bună. Asta e de la aveam pe Roman să intre. Și cam atât. Nu prea mai avem alte schimbări de făcut. Hai să dăm. Pe Cuelar cu capul. Mă băiatul, ce-a dat-o el. Bine mă Cuelar, bravo. Coman un assist perfect. Dar nici nu știu dacă a fost așa perfect, dar au dat-o ăsta bine. Cred că e primul său gol în tricou roșu-albastru aici pe Arena Națională împotriva Rapidului. Vedem cum a dat-o. A dat-o mă, l-a împins, a sărit peste la ceva. E bine că am scris. Ghil, ce recuperare bună. Roman pasă la Florinel. Florinel înapoi la Roman, apără moldovan. O, ce centrare e bună, Ioniță Târnovan, așa mă băiatule, așa să aperi. Că nu știu ce faci. E Ioniță iară, hai cu Elar. Bine, Stanciu. Nu putem lua gol. Pantea, băi. Și scăpăm pe contră Roman. Hai Roman. E roșu direct la Iacob. Trebuie să fie roșu. Fără nicio discuție. Dacă nu-i roșu, dă încolo. Efectiv mi-a oprit ștansa de atac. N-are cum să nu fie roșu. Nu i-o dat roșu. Galben numai. Bă, arbitre. Păi ce facem? O, Pante, dar unde Dumnezeu ai pasat-o? No, aia. Nu, nu, e ultima fază, Emers și Mașovic. Emers! Nu se poate, ne egalează Rapidul la ultima fază. Frate, depășit cu un minut timpul. Hai, Pantea, ce-a fost cu lovitura aia liberă bătută așa, să mor eu. E gata. Egal cu Rapid, ne egalează minutul 90 plus cât a fost. Hai, mă, băiatul de... Azi de-am performance sub Coman, da, e clar cel mai... Cel mai slab a jucat Târnovanu. Deci pe bune, nu face nimica, nu apără. Nu știu ce face Târnovanu. Hai dăm și post-match interviu. Repede. Some questions regarding the match. Thanks so much for your time. Da, n-am reușit să continuăm. No team strategy, training plan, nu? Meciul cu CFR vom juca. O, Stanciu a luat Player of the Month February. E bine. Rapid Petrolu și Steaua CFR. Noi avem meci mai greu, dar sunt o 7 puncte încă între noi și Rapid. Hai să dăm kick-off. Cum vom juca? În Ghezana văd că e un pic obosit. Nu e nicio problemă. În rest jucăm... jucăm normal, nicio problemă. Lemă, quick sim cu CFR Cluj, nu putem pierde, am pierdut. Ok, stai că se aglomerează un pic, bate și Rapid, ok, vine Rapidul la 4 puncte de noi. Nici campionatul nu mai e așa ușor pe cum am crezut, 2 puncte, oh, am intrat în playoff.
Mă, două puncte între noi și Rapid numai. A intrat și Petrolul. Ok. Da. Ok, începe play-off-ul. Avem primul meci cu FCU Craiova. Îl vom simula. Și n-ai mai mic pe intral Hasan și el să fie acolo. Quick sim cu FCU. 5-3. Ce thriller. Pantea, Olaru, dublă, Take și Ira și Coman. E bine că am câștigat. Ok, Shep și nu ne interesează aia că-s din play-out. A bătut și Rapid, mă, a bătut, iar Rapid, cum să nu. Iară nu vrea, vrea, iară e nervă. Opa, avem, ok. Să vedem, are roșu Borza, dar nu-i problemă că avem pe Andres. Poate veni Alexandru aici în loc de ăla, în loc de Maxim. Alexandru și șubeții care au plecat de la noi. Ok, hai băgăm conferința cu Petrolul aici ca să nu ne ridicăm moralul să trebuie să ne deplasăm un pic față de Rapid. Petrolul, jucăm cu cea mai bună echipă, hai să-l băgăm pe Roman vârf totuși. Roman și hai și Andrade, să fie quick sim. Trebuie să batem pentru, batem 3-2, are la limită, Olaru dublă și Stanciu. Dar e bine măcar că câștigăm, asta este cel mai important lucru. Că câștigăm. Mamă, ce rost apărul, stați un pic, bă, băieții. Meci cu Cehia, îl simulăm rapid și pe acesta. Ne bate Cehia. Olaru și Coman marchează de la noi, bineînțeles. Mamă, câte vin aici. Ok, nu știu ce. Scoția, aceeași. Dar nu, îi scoatem pe ăștia de la noi, ca să nu fie obosiți băieții. Ai Mihailă, Stanciu nou, Pagi, Drăgușin, Andres, Nicel, Borza. Așa, ca să nu fie ăștia noștri să fie obosiți pentru campionat. Ne bate și Scoția. Asta e, nu ne pasă nouă de... De astea. Meciul cu Faru, Denis Haruț is now at full sharp, off squad monthly report sau ce era? Da, păi nu am aici ce să zic. Să-l iau și pe German ăsta, hai promote. Dăm training planul. Bun, avansăm. Meciul cu Faru. Hai să facem echipa. Hai cu Gil. Sau... Gil cât are? Dar nici nu e aici. Ba, 5-9 are și el și Rodriguez, ok. Gil și Băluță. Hai, Băluță, atacant. Quicksim cu Faru, nu putem pierde. 2-0, mă. Stanciu și Olaru marchează. E bine, e bine, e bine că o ducem bine în campionat. Hai mă, nu s-o mai încurca Rapidul. Ba, oi, hai că și dacă zem câte puncte sunt 7 puncte între noi și Rapid. Olaru, Player of the Mountain, martie, numai jucătorii stelei le câștigă aici. Văd că asta e bine. Continuăm, simulăm și meciul cu CFR, apoi avem meci iară cu Rapid. Hai cu conferința de presă. Thank you for your patience. We'll start taking questions now. Okay guys, we're out of time. Și
și ăsta va fi ultimul meci din acest episod. Vor juca cu echipa cea mai bună, să batem CFR-ul, egal, mă, nu mai putem bate CFR-ul, nu știu de ce. Coman și Krasnici, la ei și Coman la noi, adică e ok, rămân puncte între noi și Rapid, bănuiesc că sunt tot 7 puncte, e ok, e chill. I'm proud of you. Andres, hai să dăm squad-ul, cum stăm pe goluri, pe alea. Cel de partide, 45 de meciuri, târnovanate, am jucat în tot sezonul pentru că el a jucat numărul maxim de meciuri. Goluri. Avem Darius Solaru, 14 goluri, 8 asisturi. Coman, 14 goluri, 11 asisturi. Teixeira, 12 goluri, 2 asisturi, dar cu meciuri mai puține. Stanciu, 11 goluri, 9 asisturi, bun și el. Al-Hassan, bine stă, 8 goluri, 6 asisturi. Mușii, vezi că stă tank și Mușii, 7 goluri, 5 asisturi, Tavi mai slăbuț, numai 5 cu 5, mă așteptam la mai mult, Roman e ok, Radasescu bine, Băluță de centra, Dumnezeu, Mașoviș, Ghil stă bine de tot, Pantean, Ghezana, Cuelar, Chiricheș, Târnovan are și el un asist, azi de financiar, cel mai scump jucător de la noi este Tavi Popescu, 26 de milioane valorează, Olaru 23 de milioane, Coman aproape 17 milioane, Târnovanu 14 milioane, Cuelar e și el aici la 13 milioane transferul nostru, Stanciu 9,5, Pantea 9, Mașoviș 7,5, 6 milioane, Dumitrescu 3,8, Mușii 3,5, Teic și Ira, Andrade are e și de el de 3,4, Al-Hassan, ok, și cel mai puțin e Chiricheș, da. Bun. Da, aici se termină episodul, un episod mai scurt din nou și de data asta, pentru că trebuie să ne rămână pe episodul viitor câștigarea campionatului. Eu am fost IceBGaming, dacă vă place această serie, like, share, subscribe și deja v-am pupat. Nu uitați, episodul viitor se termină sezonul 2 din cariera cu Steaua. Ciao!